Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași. Bine ne-am regăsit la Pastila de Whisky, seria de filmări în care vă prezint noutățile din lumea whisky-ului. Pentru luna august sunt patru evenimente care mi-au atras atenția, și mai plăcute și mai puțin plăcute. Să începem cu cele plăcute. Cunoscuta distilerie Glenmorangie a lansat colecția Pursuit of Passion, În căutarea pasiunii, o colecție de 3 whisky-uri ultra învechite și finisate în butoaie de diverse tipuri de vin. Master distillerul Glenmorangie, seniorul Bill Lumsden, este cunoscut ca unul dintre pionierii utilizării butoaielor de diverse soiuri de vin în finisarea whisky-ului. Din această colecție, cea mai veche, la 29 de ani, finisat în butoaie de vin de tip Margaux. Whisky-ul a fost distilat în februarie 1995, luna în care domnul Lumsden a devenit managerul distileriei Glenmorangie. A fost maturat în butoaie ex-bourbon până în 2004 și apoi reumplute în butoaie de vin de tip Margaux, timp de mai bine de 20 de ani, cel mai lung finisaj în butoaie de vin lansat vreodată de Glenmorangie, fiind în final îmbuteliat la 52,5%. Dar nu este prima finisare în butoaie de vin de tip Margaux. O altă ediție, distilată în 1987 și îmbuteliată în 2006, a fost foarte bine apreciată și cumpărată de către colecționari, una dintre sticle apărând la un moment dat la vânzare pe un site de licitații și vânzându-se la un preț de $2,300. A doua, cea mai veche expresie din această serie, Pursuit of Passion, este folosit vinul Corton Charlemagne și este singurul finish în butoaie de vin alb din set. Whisky-ul are 28 de ani, a fost distilat în 1995 și învechit în butoaie de bourbon până în 2005, când a fost apoi reumplut în aceste butoaie de tip Burgund de vin alb, Grand Cru, fiind în final îmbuteliat la 52,1% concentrație alcoolică. A treia etichetă, finisajul în butoaie de vin Barbaresco, e un whisky de 27 de ani, distilat în 1996, maturat inițial ex-bourbon până în 2005, când a fost transferat în butoaie de vin roșu din zona Piedmont, acest Barbaresco, în final îmbuteliat la 51,3%. Este interesant că setul este găzduit într-o cutie de stejar, lucrat manual, și este vândut prin rețeaua de clienți privați ai lui Vuitton Meunier-Hennessy, dar va fi disponibil și la distilerie și la buticul Glenmorangie de pe aeroportul Heathrow. Prețul recomandat de vânzare pentru setul de 3 sticle este de $9,900. Vor fi lansate în toamna acestui an doar 600 de seturi și vor fi puse în vânzare începând cu luna octombrie. A doua știre este un pic mai frivolă. Cântăreața Beyoncé Knowles și-a lansat propria marcă de whisky numită Sir Davis. Foarte bine cunoscută, foarte bogată, având și afaceri în domeniul modei, are colecția Ivy Park, are propriul parfum, Chenoir și propriile produse de îngrijire a părului. Acum se adaugă și whisky-ul Sir Davis la acest portofoliu de produse deținut de Beyoncé. Este cunoscută pasiunea lui Beyoncé pentru whisky, în special pentru cel japonez, și merită remarcat faptul că în cel mai recent album al său, Cowboy Carter, termenul de whisky apare de suficient de multe ori. Când a fost hotărâtă să-și lanseze propriul whisky, i-a abordat concernul lui Vuitton Meunier-Hennessy, care lansase pentru soțul său, rapperul Jay-Z, șampania Armand de Brignac. Împreună cu seniorul Bill Lumsden, a explorat mai multe varietăți de whisky, dar s-a oprit într-un final, dat fiind originea americană a cântăreței Beyoncé, la un whisky de secară,
făcut dintr-un amestec de 51% secară și 49% ors malțificat. Sir Davis va fi un whisky fără indicație de vârstă, dar Bill Lumsden spune că whisky-ul este învechit semnificativ, mai mult decât cei 2 ani minim ceruți de lege. Numele Sir Davis vine de la domnul Davis Hogg, care este străbunicul pe linie paternă al lui Beyoncé. Nu va fi o ediție limitată, când, începând cu luna septembrie 2024, va fi pus în vânzare printr-o multitudine de puncte de vânzare, prețul recomandat fiind de 89 de dolari. A treia știre vine de la distileria japoneză Kanosuke, care și-a anunțat gama de bază pentru piața din Statele Unite, constând din 3 whisky-uri. Distileria Kanosuke a fost înființată în anul 2017 pe valul creșterii interesului pentru whisky-ul japonez. A lansat de-a lungul timpului diverse ediții limitate, inclusiv Single Malt în 2022 și 2023. Această gamă de bază pentru Statele Unite este compusă dintr-un Single Malt, un whisky single grain și un whisky blended. Primul dintre ele, Kanosuke Single Malt, îmbuteliat la 48%, preț recomandat de vânzare 100 de dolari. Nu are indicație de vârstă, dar whisky-ul este maturat între 3 și 5 ani după surse și este maturat într-o combinație de butoaie de shochu, sherry și bourbon. A doua etichetă, Kanosuke Hyoki, este un whisky single grain japonez, preț recomandat 110 dolari, sticla de 700 de mililitri. Nici el nu are indicație de vârstă, dar de asemenea are minim 3 ani și tehnologia sa de producere este inspirată de whisky-ul irlandez, single pot still, și maturat apoi în butoaie noi de stejar american ex-bourbon. Cel de-al treilea, whisky blended, Kanosuke Double Distillery, 53%, preț recomandat de vânzare 120 de dolari sticla. Este un amestec de single malt Kanosuke și whisky single grain, învechit într-o multitudine de butoaie. Butoaie de stejar alb american de tip Punchen, butoaie ex-bourbon, butoaie de shochu carbonizate la interior și butoaie ex-sherry de tip Butts. Kanosuke este o distilerie situată aproape pe malul mării, în prefectura Kagoshima, în vârful sudic a insulei Kyushu, cea mai sudică dintre cele 4 insule principale ale Japoniei. Are o climă relativ subtropicală, cu veri calde și umede și o vreme de iarnă destul de blândă, iar schimbările de temperatură, spune cel care a înființat distileria, master distillerul său, domnul Yoshitsugu Komasa, că duce la un whisky cu un profil moale și ușor marin. Dat fiind climatul în care distileria este situat și în care depozitele sunt situate, se pare că Angel's Share, partea îngerilor, este semnificativă, circa 6-7% anual, față de aproximativ 2% în Scoția sau circa 5% în Kentucky. Distilarea la Kanosuke a început în anul 2018 și sunt folosite 3 vase de distilare. Maltul este majoritar importat din Marea Britanie, atât normal, atât simplu, cât și ușor afumat, iar circa 10% din orzul folosit provine de pe insula Kyushu. Și încheiem, din păcate, cu o veste mai puțin plăcută. Pe data de 19 august, distileria suedeză Macmira și-a depus la un tribunal local dosarul pentru a-i fi declarat falimentul. Macmira, cea mai cunoscută și cea mai veche distilerie suedeză, a cunoscut o perioadă mai puțin fastă în ultimii ani. Prețul acțiunilor a tot început să scadă de prin anul 2021, a atins minimum în luna aprilie 2024, iar investitorii n-au reușit să găsească soluții pentru a o repune pe linia de plutire. Și ce este trist este că acest faliment intervine chiar în anul în care distileria ar fi împlinit 25 de ani de funcționare.
Ea a fost înființată de un grup de prieteni și construită la circa 100 de kilometri nord de Stockholm în 1999. Whisky-ul său inaugural, Preludium 01, a fost lansat în anul 2006. A fost lansată o ofertă publică de finanțare un pic mai târziu, ceea ce a dus la capitalizarea semnificativă și la lansarea, unei game foarte largi de whisky-uri, iar master blenderul de la Magmira, doamna Angela Dorazio, a experimentat foarte mult și se pare că a fost prima master blender care a folosit și inteligența artificială pentru a crea un whisky. S-au folosit vase de maturare de diverse dimensiuni, de diverse tipuri, s-a folosit inclusiv stejarul suedez, chiar o etichetă, poartă numele Svensk Ek, stejar suedez, și s-au folosit și foarte multe și variate locuri de depozitare. În România, distileria Magmira este aproape absentă. Eu n-am găsit decât o singură etichetă de la această distilerie în oferta unui magazin online. Dar așa cum spuneam, de acum va fi mai dificil să-l găsim, căci distileria Magmira și-a depus dosarul pentru a fi declarat falimentul. Acestea au fost știrile lunii august. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, Slainte.